departe vorbim despre pasiune pentru expansiune și am să-l invit să vorbească pe Sergiu Manea, Executive VP of Corporate and Marketing la BCR. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, o să merg de acolo. Foarte greu de vorbit după Alex, Julien, Mihaela. O să încerc să îmi revin cu picioarele pe pământ, de fapt. Nu din cauza faptului că ceea ce am auzit nu e excepțional, este excepțional. Și pot să spun că primul obiectiv pe care l-am avut venind astăzi aici s-a îndeplinit. Am venit să învăț și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am fost rugat să fiu foarte scurt. De obicei vorbesc mult, probabil că s-a auzit și asta. Aș putea să vorbesc numai în baza serie de fotografii de pe slide-ul de început. Și epoca contemporană începe cu asta. Nobel Law for Bankers. Dar ar fi prea puțin. Și o să merg puțin mai departe. Drept. O să vorbesc. Nicio problemă. Ok. Prima informație de detaliu este că eu lucram în clădirea din partea dreaptă, la etajul 2, de pe slide. Bishop's Gate 250. N-am ales eu fotografia. A fost o întâmplare. De ce vorbesc eu astăzi despre reputație? Pentru că Banca Comercială Română Group are relevanță națională și unul din principalele lucruri cu care se înnobilează este reputația. Una din principalele datorii pe care Banca Comercială Group le are în fața clienților săi este reputația. Acum, dacă ne uităm la reputație, fără să citesc definiția, o putem citi cu toții, vorbim până la urmă de un complex de atribute ce trebuie judecate sau nu trebuie, sunt judecate, e un fapt, în baza unui set de așteptări. Acum, dacă mă uit la aspectul de jucător național a unei companii de asemenea mărime și asemenea relevanță, este foarte, foarte clar că odată cu schimbarea paradigmelor de care au vorbit toți antevorbitorii mei, într-un fel sau altul, e clar că e nevoie de o repoziționare. Așa că o să mă mut pe cel de-al doilea slide de natură teoretică și o să spun doar atât. Bineînțeles că ne dorim să creăm și bineînțeles că ne dorim să creștem într-un mod deschis. Da? E vorba despre creație, e vorba despre valoare, e vorba de expansiune prin extindere, e vorba de competiție și e vorba de transformare continuă. În tot ce înseamnă mediul economic, dar și social. E foarte clar de asemenea că prin prisma relevanței suntem în poziția să putem împinge aceste valori. De ce o facem? Sau aceste abordări în valori. De ce o facem? O facem pentru a ne îndeplini obiectivele de creștere sustenabilă, ce nu pot fi îndeplinite fără o creștere sustenabilă a mediului. Și acum o să vină foarte mult text, dar foarte puține idei. Platforma de așteptări actuală, din care cu tot respectul pentru antevorbitorii mei, încă România nu s-a trezit. În continuare, în majoritatea companiilor, bugetele se fac prin progresie aritmetică. În continuare, vorbim foarte puțin de valoare pentru clienți și vorbim de așa-numiți Key Performance Indicators, în unele companii, în altele Management by Objectives, un set de numere care nu au nicio ancoră în realitate și nu iau în considerare, în opinia mea, schimbarea profundă
la nivelul operatorilor și a consumatorilor, care a avut loc în anii 2007, nu 2008, 2007-2010, la nivel de asumare, și probabil 2009 până în prezent și vom continua la nivel de asumare. Ce înseamnă asta pentru România? Pentru România înseamnă, suntem foarte mândri că ne aflăm într-un așa numit supply chain. Suntem foarte mândri că dăm de muncă oamenilor. Suntem foarte mândri că avem investiții străine, nu contează dacă ele sunt de portofoliu sau se referă la un număr de milioane de metri pătrați de birouri. Suntem foarte mândri. Suntem foarte mândri că avem forță de muncă calificată, virgulă între muncă și calificată, și ieftină. Suntem foarte mândri. Suntem foarte mândri, noi creștem spre deosebire de ceilalți care cresc mai puțin sau nu cresc deloc, fără de fapt să ne gândim că avem nevoie de o ancoră în ceea ce privește nivelul de trai, iar pentru a crea acea ancoră, ce ne va ajuta să închidem decalajul, avem nevoie de o creștere mult superioară a ceea ce livrăm azi. Vorbim de miza pe salarii mici, în condițiile în care neglijăm un aspect foarte important. Nu avem numere pentru salarii mici. Nu avem numerele Poloniei, nu avem numerele Turciei, ca să vorbesc de proximitate. Nu avem numere din Africa de Nord, nu avem numere din Asia. Nu avem numere pentru salarii mici. Sau nu mici, pentru ieftin. Pentru ce avem numere? Păi, cred că avem numere să trecem de la fabricat în România la fabricat de România. Și sunt exemple suficiente, pozitive sau mai puțin pozitive. Apropo de salariile mici, trebuie să fim foarte atenți în a judeca salariile mici în termeni relativi. Sunt salarii mici sau mari în raport de valoarea ce este creat. Și atunci teza pe care vă supun atenției, nu știu dacă e o teză, dar e o idee pe care o să o auziți constant de la mine, este că singura șansă pe care o avem pe termen mediu și lung, în ceea ce privește sustenabilitatea creșterii și transformarea acestei țări și a fiecărei companii care participă în produsul intern brut și a fiecarei familii și a fiecărei copii care merge la școală, stă în schimbarea, dacă vreți, a modelului de așteptare. Dar asta e tema de reflexie. Crearea de valoare prin contribuția tuturor celor ce se află în mediul care ar trebui să creeze valoare. Nu o să citesc, am spus ce am avut de spus. Noua platformă de așteptări. Da? Până la urmă, despre asta vorbim. Ciclul de inovație rapidă. S-a vorbit de inovație în management, s-a vorbit de inovație în proces, s-a vorbit de încăpățânare în atingerea unor obiective aparent de neatins, sau cel puțin împotriva probabilisticii. Dar ciclul de inovație din ce în ce mai rapide și ancorate în cercetare fundamentală și cercetare aplicată nu sunt un deziderat foarte depărtat. Sunt o nevoie. Întrebarea este cum contribuim cu toții să le încurajăm. Clustere sectoriale. Iarăși, nu sunt o simplă poveste. Cluj Innovation City va prinde conturi inclusiv fizic. El există în mediul virtual. Este un exemplu absolut extraordinar. Dar exemplul ăla poate să existe în orice industrie. Că vorbim de retail, că vorbim de construcții, că vorbim de, nu știu, vorbim de inginerie.
în orice sistem, că el e localizat sau este creat la nivel național, contează foarte puțin. Ce contează e ca antreprenorii, indiferent că sunt Hirschman, ca să dau un exemplu folosit puțin mai devreme, sau e vorba de un startup în IT, în căminul din Politehnică, e bine, toate aceste business-uri trebuie să înceapă să comunice. Vorbim foarte mult de educație și ne mândrim și eu personal mă mândresc pentru că suntem implicați în această inițiativă cu toate echipele de Olimpiade de Științe ale României. Și cred că le marketăm foarte puțin. Întrebarea este ce se întâmplă apoi. Câți dintre ei lucrează și contribuie în momentul ăsta în România? Foarte puțin. Dar sunt semne semnificative că cel puțin în centrele mari universitare, București, Timișoara, Iași, Cluj, există nu numai inițiative izolate de conectare a mediului academic și a mediului de business, există proiecte ce se vor transforma sau par să se transforme în proces. Ce facem noi din punctul ăsta de vedere? În primul rând, mergem foarte mult prin țară și încercăm să vorbim cu foarte, foarte mulți oameni. Repet, academia, autorități publice, antreprenori. 80% dintre ei vorbesc despre schimbarea de mentalitate. 100% dintre ei vorbesc despre schimbarea sistemului de învățământ. Așa că, unul din lucrurile pe care le facem sunt trei piloni în care acționăm. Academia, proiecte comunitare și modele de dezvoltare durabilă. Excelența academică avem parteneriate cu toate universitățile pe care le-am menționat. E vorba de performanță și angajabilitate. Cofinanțarea proiectelor comunitare, leadership civic, crowdfunding printr-o platformă internă. Promovarea modelelor de dezvoltare durabilă, care, dacă vreți, le includ primii doi piloni, se referă la campioni în business, un eveniment pe care probabil ați auzit, și la ceea ce m-am referit puțin mai devreme, brainstorming-ul pentru dezvoltarea locală. De ce facem toate astea în ultimele două minute? Repet, suntem relevanți și ne dorim să fim relevanți. Și ne dorim să fim relevanți în fibră. Pentru că sustenabilitatea oricăruia din business-urile pe care le reprezentați aici depinde de cum progresăm cu toții, ca indivizi, ca și companii și, de ce nu, poate un cuvânt prea mare pentru zilele astea, ca țară. Vă mulțumesc! Felicitări, Sergiu. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea ta. Mai ales că vine de la un bancher. De obicei, bancherii sunt foarte plicticoși. Și oamenii nu iubesc bancherii și nu vor să-i asculte. Și știi foarte bine chestia asta. Și felicitări pentru atitudine și pentru opinie și pentru integritate. Și pentru tot ce faceți. Vă rog, dacă aveți întrebări, cum ați ales cele trei direcții? Întrebi eu. Pentru că știu că toată lumea vine și cere bani și toată lumea vine. Sincer, am simplificat. Da, nu am simplificat. Ne-am gândit, ok, ce poate antrena schimbarea, în sensul pe care l-am menționat. Și e foarte clar că vorbim de educație. Dacă vorbim cu o companie cu profil mecanic, o să spună că nu are sudori. Dacă o să vorbești cu un institut sau o companie de servicii financiare, o să ți se spună oamenii care ies de pe băncile, acum Bogdan, Alex și cu mine, suntem absolvenții aceleași facultăți, așa că o să spună nu știu să facă nimic. Și atunci e vorba de conectarea dintre tot ce înseamnă educație pe paliere,
cu mediul aplicativ. Și am spus, începem de la educație. Începem acolo unde putem să fim relevanți și unde putem avea impact. Bursa Binelui. Bursa Binelui, de fapt, e o inițiativă care pleacă din interiorul colegilor mei din Banca Comercială Română, care spun, în comunitățile în care ne aflăm, vrem, nu trebuie, vrem să fim relevanți pentru că există nevoie. Și dacă acea nevoie se referă la faptul că paturile maternității din Iași, în secția neonatologie, sunt prea mici și copiii nu încap acolo și sunt copii chiniți și colegii mei vor să cumpere paturi acolo până la asigurarea, nu știu, a unei după-amieze plăcute unor copii dintr-un orfelinat, dintr-un alt oraș în care cineva merge și le citește o poveste foarte frumoasă, da, e o picătură într-un ocean, dar vrem să facem asta. Și nu vrem pentru că vrea bordul Băncii Comerciale Române, ci pentru că vor toți colegii mei să facem asta. În ceea ce privește abilitatea de a fi relevant și de a încerca să încurajăm mediul local de business, cel al treilea pilon, da? E vorba de următorul lucru. Oamenii nu vorbesc între ei. Nu vorbesc, pur și simplu. Dacă nu vorbesc, nu schimbă idei. Dacă nu schimbă idei, nu pot să fie mai eficienți pe termen mediu și lung. Așa am simplificat și așa am ajuns la acești trei piloni. Bravo! Se vede schimbare. Aveți alte întrebări? Uite acolo întrebare. Da. Andra? Bună ziua! Concret! Pare că o cunosc aproape pe toți din sală. Unde este colega mea cu microfonul? Pot să vă se aude? Tu te auzi întotdeauna. Eu mă aud. Concret, ce faceți? Ce programe aveți pentru olimpicii pe care i-ați menționat? Adică sunt un subiect bun de marketing, dar eu concret nu am văzut foarte multe întâmplându-se. Cum intenționați să-i aduceți? Ok, vorbim de olimpicii actuali, de cei care sunt în pregătire și de cei care au plecat. Adică aproximativ 90% dintre olimpici sunt plecați, poate și mai mult. Mă rugăminte scurt. Da, nu, o să fie foarte scurt. Apropo de calitatea noastră de care suntem foarte mândri, n-aș îndrăzni să spun de partener, că nu avem căderea să spunem că suntem parteneri cu lotul olimpic de matematică. Avem onoarea să putem sprijini lotul olimpic de matematică prin activități de natură materială, ca să fim foarte clar. De sprijinim cu bani. Nu cu foarte mulți bani, dar sprijinim cu bani pentru ca acești copii, adolescenți, oameni, să poată să aibă condițiile în a-și urma visul. Pentru că a participa în olimpiada, la olimpiada de matematică, nu știu dacă știți prin ce, trebuie să explic asta, îmi pare rău. Am fost în clasa specială de olimpici, de aceea vă întreb. Nu vorbesc de clasa specială de olimpici. De aceea vă întreb. Adică nu vorbesc despre asta. Vorbesc pur și simplu de efortul respectiv și pentru că ați fost acolo, știți că olimpiada de matematică nu este un concurs, da? Ci este o descoperire. Noi asta încercăm să sprijinim atât cum și cât putem. Mulțumesc frumos și sper să vă văd la pauză când vorbim și vă promiteți după altul.